Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Lamele de azi! pe peste Sci-Fi Lama și imediat o să vă spun mai multe despre această lamă, imediat după ce vă zic misiunile de v -box. Astăzi nu. Din păcate nu sunt misiuni de v și nu când o să vină. Dar continuăm cu asta. E un survival legendar în Power 108, în Twine, Deliver de Bomb și îți dă un survival legendar și chiar merită făcut. Sci-Fi Lama uh, poate să vă pice din setul Retro Sci-Fi Hero și Retro Sci-Fi Weapons. Imediat o să mă la colegi și am o să la Event People, o să caut Retro Sci-Fi și o să vă spun ce merită. Următorii eroi pe care o să menționez o să merite. Ciclops, Azalea Clark. Cam asta e tot momentan, două, ăștia doi, eroi merită și restul nu prea, nu este așa de bun restul. Și după mergem la Event Weapons, mergem la Retro Sci-Fi Weapons și imediat ce o să zic acum ce o să menționez o să merite ce nu menționez nu merită. Has Corpor, Atomic Like Expander, Gamatron 9000, Plastraton Mini, Plasmatron 9000, astea merită cât de cât dacă vrei să le folosești așa pentru distracție. Adică aceste două meluri chiar sunt destul de amuzant să le folosești, că au niște chestii speciale dacă mă șel. Pai că Spirul împinge zombie și Ciocanul îi atrage, nu știu sigur, dar știu că sunt destul de amuzante, distractive. După top tier de atomizator, una dintre cele mai bune arme. Blastaton, Astrobet 9000, una dintre cele mai bune milori. Și Pulsar 9000, una dintre cele mai bune șorgane. Asta Astea trei top tier. Și Blastaton, Blastaton 9000 nu merită, deci niciun caz nu las asta. Și se merge ăsta e destul de ok. Dar aceste trei arme, luați-le, deci dacă pică, luați-le. Mie din lama aceasta mi-a picat un Blastaton. Dacă ai deja am și un plastaton și un uh, plasmaton. Vă mai dă și 300 de și restul, dar chiar merită. Și după în care nu pică nimic deocamdată. Nu uitați să luați ce iau și eu în fiecare weekend când se poate, în fiecare dată când adaug. Deci nu uitați să luați acestea până să dispară. Mai ales lins că e necesar. Sper că a fost episodul și ne vedem data viitoare la următorul episod din Lamele de azi.